fost eu cânt. Ai fost răsărit ascuns lângă țigară și alte cuvinte n-au rost. Îți mulțumesc că pur și simplu ai fost. Perfect. Nu? N-ai greșit niciun vers. Dacă răcește Mario Fresh vreodată și n-ai cu cine să cânti pe scenă. L-am văzut. Mai suna așa măcar vocea, da, cum era Virgil Ianțu, era Ștefan Bărică. Păi am vocea lui Petrac. Am vocea lui Petrac, pentru că ți imaginezi că atunci când merg în concerte, nu există Mario Fresh pe scenă cu mine, știi? Și atunci am vocea lui Petrac, ca să cânte și el. Care e cea mai funny întâmplare de la un concert vreodată, doamnă? Mamă, ai căzut, multe. Ai astea? Ai căzut? Am căzut, dar asta s-a întâmplat pe la începuturi. Așa? Nu, cea mai funny. Da. Mamă. Când s-a urcat un domn polițist lângă mine pe scenă, dar în timp ce cântam și m-a așa speriat foarte tare. Dar la modul, imaginați așa, vreau să-ți descriu puțin scena ca să poți să vizualizezi tot momentul. Așa. Eram cu ochii închiși, noi purtăm miniruri. Știi, așa. O vizualizez și eu cu ochii închiși. Așa. Aveam minirul în ureche. Da. Cântam Pisa Poartă-mă, era așa un moment foarte, să zicem, magic, așa. Sensibil, solemn, exact. Da. Intrasem așa în starea piesei, eram acolo pătrunsă de melodie. Da. Și la un moment dat simt așa pe cineva, știi, în spatele meu, care țipa, că evident era foarte, foarte tare muzica pe scenă. Așa. Vă rog foarte mult să le spuneți oamenilor din dreapta scenei să nu se mai îmbulzească la poze. Și se seama că eu în prima fază m-am speriat, adică logic, nu? Da. Am oprit piesa, da, evident. Așa. Am făcut anunțul de maximă importanță. Da. Și după aia am reluat piesa. Că nu puteam să mă aud de la mijloc, știi? Dar a fost amuzant, adică pe asta nu o să uit niciodată. Dar e ciudat să te oprească așa fix în mijlocul situației. Cred că putea să mai aștepte până la finalul piesei, având în vedere că nu era vreo situație de maximă urgență sau alarmantă, adică nu era nimic, nu se întâmpla, nu ardea nimic, nu se întâmpla nimic. Da. Dar, na, dacă știi cum e, a sesizat momentul și s-a urcat pe scenă. Ești dependent de telefon, Alina? Nu pot să mă declar dependentă. Evident că este un tool pe care îl folosesc. Na, e o extensie a mâinii mele, în afară de această... Frumoase! Mânecă! Mânecă, exact! Zici că e napron, și e de la depus pe masă. Dar e foarte tare. Așa? E foarte chincă, cum îmi place mie să zic. Și mie îmi place. Da, e superbă. Cea mai frumoasă femeie din România. Hai mă lăsați, te rog. Gagică mea acasă mă omor. Cea mai frumoasă femeie. Mulțumesc. Sunt convinsă că în ochii tăi ea este cea mai frumoasă, cum și în ochii iubitului meu eu sunt cea mai frumoasă, cred. Eu pe el îl înțeleg. Hai mă, potolește-te. Da. Deci ești dependentă de telefon? Nu sunt dependentă. Îl folosesc pentru că, na, e obiectul muncii, unul din obiectele muncii. Dependența mea... Ola! Somnul! De iubire. Nu, dependența mea sunt dulciurile. Mamă. Da. Da, te abții, că... Mă abțin, dar recunosc că am acolo un dulăpior la care mai atentez. Așa interes. Că nu mă vede nimeni. Ăla cu rezerve. Exact, exact. Știi, îl deschizi așa și se deschide cutia Pandorei, tu le vezi acolo, nu poți să le ignori și zici, hai mă că iau doar un pic de ciocolățică. Sau, uite bombonica asta. Nu, da. Dar îți dai seama, cu măsură, evident. Edi e mai restrictiv decât tine pe partea asta? Dar nu e restrictiv. Este un stil de viață pentru el și nu face, adică realmente nu face niciun fel de efort. Nu, dar chiar mă uit la el și îmi dau seama că e foarte ok pentru că el a ales, da, să mănânce sănătos, să aibă un regim alimentar foarte echilibrat sau... Bine, rău, Edi. Da, este foarte bine. Confirm că este cel mai bine bărbat. E cel mai bine bărbat. Da, da. Am înțeles. Păi na, uite, vezi, a primit, dar nu face reclamă. No, facem reclamă, nu lasă, putem. Lasă, țin în mână. Mersi pentru bomboan. Gata, da. Apreciez. Îți mulțumim foarte mult. Vrei? Să fii sănătoasă, ți-am pupat mâneca. Zi, vrei asta? Nu. Gata. Nu, azi n-am voie seara. Sărbători fericite. Nu, dar, na, dulce seara, nu mai dorm. Sărbători foarte frumoase tuturor. Și ție și iubitei tale și celor care ne-au. Sărbători frumoase ca Alina Eremia. Pa. Pa. Pa.